Liderii de sindicat și administrația Complexului Energetic Oltenia au avut o rundă de discuții astăzi. Sindicaliștii se așteaptă la o nouă abordare a celor din conducerea companiei referitoare la disponibilizările din sistem. La ieșirea de la negocieri, sindicaliștii au spus că s-a păstrat propunerea de disponibilizare a 2000 de angajați, dar și faptul că restructurările ar putea fi făcute și anul viitor. Liderii de sindicat au vorbit despre ce discuții vor aborda la întâlnirea cu administrația Complexului Energetic Oltenia. Așteptările nu sunt foarte mari, mai ales că ședința, din ce am fost informat, e o ședință informală, nu e practic o întâlnire a Comisiei Mixte de Negociere. O ședință informală presupun că vor fi prezentate ultimele discuții care le-a avut conducerea Complexului cu cei din Consiliul de Supraveghere. Constantin Crețan spune că a trimis un memoriu premierului României, Dacian Cioloș, despre restructurarea personalului de la Complexul Energetic Oltenia. În primul rând, am propus niște măsuri în care le-am înaintat și președintele României și guvernul României privitor la eficientizarea Complexului Energetic Oltenia și cele mai bune măsuri sunt acelea încât să eficientizăm complexul și să nu disponibilizăm personal. Bine, mai puțin dacă luăm în calcul varianta de pensionare a personalului muncitor care întâlnesc condițiile cu venit de completare, dar în această situație avem nevoie să beneficiem de acea ordonanță de guvern. Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia au mai purtat discuții despre restructurările din cadrul companiei, însă nu au ajuns niciodată la un numitor comun.